Fracțiunea PSRM din Parlament a blocat Tribuna Legislativului în semn de protest față de atitudinea speakerului Adrian Candu, care nu a dat curs inițiativelor legislative înaintate de socialiști, printre acestea cea privind compensările nominative pentru tarifele majorate sau demiterea procurorului general și a directorului CNA. Totodată, liderul PSRM Igor Dodon l-a chemat pe Candu la discuții în cadrul fracțiunii. Candu inițial a refuzat, dar până la urmă a acceptat. În urma discuțiilor respective, Dodon a declarat că socialiștii au înțeles că, de exemplu, solicitarea lor de demitere a procurorului general este un subiect tabu pentru Candu. Totodată, Dodon a mai spus că luni reprezentanții PSRM se vor adresa la Curtea Constituțională cu rugămintea de a califica acțiunile speakerului ca uzurparea puterii în Parlament. Liderul PSRM a mai adăugat că au inițiat un demers semnat deja de 24 de deputați socialiști de demitere a președintelui Parlamentului și a chemat și alți deputați să susțină acest demers. Vicepreședintele PLDM Valeriu Streleț întreprinde astăzi o vizită la Bruxelles, unde se va întâlni cu liderii Partidului Popular European. Subiectele de discuție vor viza evoluțiile social-politice din țară, criza economică, socială și politică provocată de demiterea guvernului și consecințele acesteia asupra cetățenilor Republicii Moldova, necesitatea scoaterei de sub influența partinică a instituțiilor statului, depolitizarea organelor de drept, de control și de luptă cu corupția. Vizita poartă un caracter consultativ. Grecia a ratificat miercuri acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Aceasta este a 27-a țară din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene care a ratificat documentul. A rămas doar Italia să-și mai exprime opțiunea. Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost semnat la 27 iunie 2014 și a fost ratificat de Parlamentul de la Chișinău pe 2 iulie. Compania Avia Invest, în colaborare cu Poliția de Frontieră, au dispus sporirea măsurilor de securitate pe aeroportul internațional Chișinău în vederea siguranței pasagerilor. Acțiunile au loc în contextul atacurilor recente de la Paris. Astfel a fost suplimentar instruit personalul aeroportului, au fost implicate echipe canine pentru verificarea bagajelor și a pasagerilor. Totodată, Avia Invest a dispus mărirea esențială a rutelor de patrulare în perimetrul aeroportuar. În urma efectuării verificărilor de către pompieri în 580 de unități de agrement din țară, s-a constatat că doar 70 corespund normelor. Despre aceasta a anunțat ministrul de interne Oleg Balan, care a precizat că, începând cu 4 noiembrie, au fost identificate 2383 de localuri de agrement în țară. 36 dintre acestea au fost închise, iar 70 nu corespund cerințelor incendiare. Totodată, 335 de localuri au primit prescripții în vederea înlăturării neregulilor, iar pentru 311 au fost intentate procese verbale și au fost aplicate amenzi. Peste 600 de grădinițe din Republica Moldova au fost renovate cu mijloace financiare din grantul de 20 de milioane de euro oferit anterior de Guvernul României. Potrivit ambasadorului României la Chișinău, Marius Lazurcă, se așteaptă ca și anul viitor acest demers să continue și să mai fie reparate și alte instituții preșcolare de învățământ din țara noastră. În total, de investiții vor beneficia 774 de grădinițe din 32 de raioane și peste 200.000 de persoane, copii, părinți, personal didactic, tactic și tehnic. Președintele Siriei Bashar al-Assad a declarat într-un interviu pentru publicația franceză Valeur Actuel că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, este singurul apărător al creștinilor. Când privesc actuala situație din lume, îmi dau seama că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este singurul apărător al civilizației creștine în care se poate avea încredere, a precizat liderul sirian. Totodată acesta a spus că nu are de gând să demisioneze, ori acest lucru se va întâmpla doar dacă va fi o decizie a majorității sirienilor. Aproape 48.000 de euro s-au adunat din concertele caritabile susținute pentru ajutorul celor care au suferit în urma incendiului din clubul bucureștean Colectiv. Concertele au avut loc în România în perioada 12-14 noiembrie. Amintim că în urma tragediei din localul de noapte au murit peste 50 de persoane, iar multe altele au suferit răni și arsuri grave. Cancelarul german Angela Merkel se confruntă cu cea mai profundă criză internă în cei 10 ani de când se află la putere, ca urmare a politicii sale de deschidere în fața afluxului de refugiați. Politică tot mai contestată în Germania și Europa, mai ales după atentatele recente de la Paris. Pe 22 noiembrie 2005, Merkel a ajuns la putere cu votul deputaților și este cel mai longeviv șef de guvern din Uniunea Europeană.